Din categoria locuri uitate de lume fac parte și anumite terenuri din zona Lipovei. Aici, locatarii au o singură opțiune, să-și scoată copiii doar într-un singur părculeț, la joacă sau la plimbare, în timp ce alte zone sunt pur și simplu ignorate sau chiar periculoase pentru micuții din zonă. Se pare că în cartierele de la marginea orașului nu se pune foarte mult accentul pe problema modernizării sau adotării cu facilități. Un exemplu este zona Lipovei. Vorbim aici despre parcurile pentru copii. Mai exact, în zona Lipovei pe strada Silistra există un parc. În rest, în zonele din apropiere sunt doar porțiuni de teren care par ignorate. În primă instanță s-ar putea crede că printre blocurile din zona Lipovei sunt bucăți de natură, însă acolo nu se află decât buruieni chiar și de 2 metri. Iarba este foarte mare, porțiunile par ignorate de administrația locală. Locuitorii blocurilor din zonă sunt nevoiți să fie atenți, în special la micuții lor, care pot fi chiar în pericol în cazul în care se pierd la joacă în porțiunile de teren pline de buruieni, ba chiar și de oameni ai străzii, întrucât sunt locuri bine ascunse în care aceștia își creează un fel de adăpost în care își fac veacul.